salut și eu. Să urez la mulți ani tuturor celor care se sărbătoresc astăzi ziua și să anticipez într-un fel și să urez un Paște fericit. Nu știu dacă mai avea ocazie ca să ne vedem până la Paște. Stimați prieteni, cred că competență, verticalitate, demnitate sunt niște condiții care trebuie să le îndeplinească viitorii noștri candidați. Sunt niște condiții care trebuie să îndeplinite de toți cei care își doresc să vină și să aducă un suflu nou și onoare și putere în acest județ. Credeți-mă că am analizat cu foarte multă atenție absolut toată această evoluție și tot ce s-a întâmplat în județul nostru de-a lungul anilor. Dezamăgirea a fost profundă în momentul în care Partidul Național Liberal s-a îndreptat către o altă direcție. Partidul Național Liberal trebuia să fie aici, alături de Partidul Democrat Liberal și de această alianță, trebuia să facă parte din această alianță și nu din alta. Dezamăgirea mea a fost mare și pentru că oamenii nu au înțeles, începând de la conducere de la nivel central și la nivel local sau județean. Nu vreau să vă conving pe dumneavoastră de alte principii, dar atâta timp cât vom înțelege că numai așa putem fi o alternativă, numai așa trebuie să ne implicăm și aceasta este șansa. Șansa noastră a județului Vrancea este aici. Prin oamenii și prin toți cei care vor fi candidații acestei alianțe în județul Vrancea, eu am convingerea că vom reuși ca să ajungem acolo unde trebuie. Credeți-mă că mă voi implica cu toată puterea și toată convingerea mea în acest proiect și sunt convins că vom avea succes de plin. Vă mulțumesc!